Hasta ahí qué. Keystone. Ce idee? Anonime la federație. Gând sincer și deschis. Mai limpede nas meu că mă zăpăcește. De ce 16 echipe în serie și de ce nu 18? Că vedeți dumneavoastră, sunt anumite județe care rămân fără echipe în divizie. Și doar și acolo se muncește, și acolo e nevoie de stimulent moral, că nu județe oarecare. E o anumită tradiție. Păi nu? Păi da. Păi da. Așa nu se mai poate. Iar noi, secția de fotbal, ce-am făcut? Am căzut în ce? Și ce ne facem? Schimbăm foaia. Asta trebuie să analizăm noi acum, tovarăși. Fără sentimentalisme și fără curțare. Cine e vinovat? Ce să facem cu el? Cum să-l ajutăm? Trebuie să-l ajutăm fără curțare, tovarăși. Poftiți, tovarășul Curmei. Eu... Da, scurt și la obiect. Eu nu... Și autocritic. Autocritica este o armă. Și v-am ruga să nu repetați cele spuse de antivorbitori. Lăsați-o să vorbească. Părerea mea e că... Părerea dumneavoastră nu ne interesează. De ce? Pentru că n-ai plătit cotizația pe iunie. Am plătit-o înainte de ședință până în anul 2010. Atunci o să-ți dăm cuvântul în anul 2010. Dacă aveai ceva de spus, trebuia să spui pe terenul de fotbal. Acolo trebuia să spui, nu... Tovarășul Curmei, taci! Tovarășul Curmei, antrenorul secund, n-are nimic de spus. V-am născut în careu de 16. Da. În careu de 16. Casa mea era aici. Când s-a făcut stadionul, a venit buldoza ruși. Asta e. Vreau să vă spun, tovarăș. Echipa retrogradează, iar dumnealui ne ia cu amintiri din copilărie. Altcineva. Tovarăș, eu vreau să vorbesc sincer și deschis. Nu numai tovarășul Curmei a fost de vină, ci întreaga echipă. N-a fost la înălțime. Ca să zic așa, n-a avut unitate sufletească. Păi unitate sufletească, tovarăș, că de unde se lucrează sectar? Păi sectar, că de unde unitate sufletească dacă unul are vilă cu 3 camere, baie, bucătărie, cu gaze? Păi cu gaze, nu cu plită. Și bagă autogolul. Și alții cu amărâtă de garsonieră la marginea orașului bagă goluri, goluri, boabe. Părerea mea că... Lasă-mă, tovarășul. Nu te lupeți. Curmei, să vorbesc și eu. Nu te lupeți, tovarăș. Să vorbesc și eu. Ai dreptate, neații Pornea. Ai toată dreptatea, rezolvăm. Da, să mai lăsăm și pe alții să vorbească. Poftiți, vă rog, să vă spuneți părerea deschis, cinstit, așa ca între noi, nu? Că aici rămâne, să fie clar, aici rămâne. Nu eu. Și noi, tovarăși. Noi, echipa, noi, secția sportivă, noi, fabrica. Noi. Adică eu. Să nu ia să vorbe, știți? Lucrând în comerț, să fie totul legal. Așa sunt obișnuit. Legal. Așa că eu, tovarășul meu, vă întreb dacă adunarea e statutar constituită. Stimate tovarășe și stimați tovarășe, poate că unii de dumneavoastră cred că noi avem timp să ne ocupăm de vicii formali.
Cred unii că acum, în plină perioada concediilor, o să aducem conducerea secției sportive de la Olănești ca să nu iasă vorbe. Stimați tovarăși, greșeală. Să iasă vorbe, dar să trecem la fapte. A fi fost măcar tovarășul director. CEOM-ul. Asta nu e treaba CEOM-ului. O rezolvă direcția. La această oră... Electronic. Da. Tovarășul director a aterizat. N-a aterizat. O viciață pe undeva. O viciață undeva? La San Jose. Vedeți, tovarăș, ce trebuie făcut? Să așteptăm să se ridice ceața din Marea Caraibelă? Ori să acționăm? Schimbăm foaia. Da. Tovarăși, discuțiile au dovedit încă o dată hotărârea noastră de a sprijini echipa și pe cel vinovat. S-a arătat că principala vină a constituit o lucru sectar. Faptul că s-au luat hotărâri de unul singur și s-a neglijat răspunderea colectivă. Drept pentru care ați aprobat măsura excluderii tovarășului Curmei din asociația sportivă. Vă rog, tovarășul Curmei, să depuneți carnetul de membru al asociației. Dura lex sed lex. Frumos spus. Dura... Dar aceste sancțiuni nu sunt decât o rezolvare parțială. Am înlocuit munca individuală cu răspunderea colectivă. Stimați tovarăși, dați-mi voie să vă prezint colectivul de antrenori care se va ocupa de echipa noastră. Tovarășul Vasile II. Tovarășul Gheorghe III. Tovarășul Dumitru V. Tovarășul... Ioan. 6. Aveți ceva de spus? Ne luăm angajamentul! Ne luăm angajamentul! Ne-au pus 4 antrenori. Dacă ne-ar da și câte 4 perei de picioare. Ce zile am ajuns. Știți cu cine jucăm prima etapă în ce? Cu Recolta. Care Recolta? Recolta Țigănașul. Tovarășul meu! Tovarășul meu! Să trăiți! N-avem echip, nu vor să vină la antrenamente! Mergem în secție, fraților, să luăm atitudine! Sunt nevestele fotbaliștilor! Uite-te, domnule, dar ce? Intră aici care vor? Păi să le facă bol la poartă, ce? Îi sac fără câini? Azi e zi de salariu! Ce? Ia stați! Iar o idee. Și încă ce idee. Tovarășe Sanda. Vă rog. Ce gânduri îți trec prin cap când vezi grupul ăsta de tovarășe? Lăsați. Na. Alte gânduri. Copii, mă. Știți ce a lipsit echipei noastre înainte de a ajunge unde a ajuns? Factorul cheie. Încrederea în fericirea personală. Liniștea conjugală. Catalizarea afectivă. Poftim. Știi cu ce a betonat echipa marele antrenor Fănică Fieraru? Era echipă. Dragă tovarășe Santa, ai văzut la stadion în ce hal erau nervii băieților? Ai simțit cum aveau moralul făcut ferfeniță? Ei bine, într-o situație ca asta, marele antrenor Fănică Fieraru a contat pe ajutorul familiei, al nevestelor. Și o să dea nevestele goluri. Nici o grijă o să avem. Fugi repede să nu plece. Cafeluțele. S-a interesat.
masa. Vă mulțumim. Mulțumim. Nu trebuia să vă deranjați. Ce luăm? Cafele cu zahăr. Ceva dulce fără zahăr. Nu vă pot da drumul. Lăsați, totul este nou. Mă rog, bine, lăsați. Mergem la cantină. Sunteți invitatele domnului Zmeu. Avem la mea proaspăta, la lingă, la viață, pe bucățele avem ceva. Să rămâine. Să rămâine. Să rămâine. Poftiți? Cafeluțele dumneavoastră, vă rog. Dragele noastre, stimate tovarășe, ajutați-ne. Ce nu ți-au dat leafa? Nu despre asta e vorba. Unde trebuia să fii tu la ora asta? Păi... Da? Aici. Aici? Ia uite. Da, pe stadion. E? Nu, mamă, nu mă mai țin balamale, nu mai. Lasă că știu eu cât poți. Hai, ieși acolo. Plăcează. Ce faci, mitele? Nu așa! Foarte bine! Nu așa! Bravo! Ce ai băut dimineață? Lapte. Cu vodka separat. Asta e. Tehnica individuală, asta ne omoară. Trebuie și să se autodepășească. De moral n-au de ce să se plângă. Acesta este obiectul. După el... Atletism meu! Adunarea! Să trăiți, tovarășul meu! Să trăiți! Să trăiți, tovarășul meu! Să trăiți, tovarășul meu! Suntem ca și în B! În B! Suntem în B! Suntem în B! Tovarășul maestru! Tovarășul maestru, nu înțeleg de ce când cotonoșești pe cineva în careul de 16 metri, aplici lovitura de la 11 metri. Nu-ți mai pune asemenea întrebări. Nu trebuie să-ți mobilezi capul degeaba. Mai bine loviți cum trebuie giuleaua și marcați gol, dacă puteți. Dar fiți atenți. Care este tehnica obținerii unui 11 metri? Sunt două faze, băi! Două faze. Faza 1. Poftim. Să nu vă văd că trișați. Când e fault, e fault. Când nu, nu. Cinstit bărbătește. Adică, dați voi întâi. Mai bine și-ar lua un câine. Ar avea o ocupație. Prezența unui câine e un act de civilizație în casa unui om dragă. Urmează faza 1B. Radu, trebuie! Să nu uităm că suntem oameni și că ne doare când ne lovește mai de-aproapelea. Ia să văd cum te doare. Au. Cu așa au ajungi în divizie la paștele cailor. Știi să suferi. Mai rău? Mai rău. Au, au, au. E absurd. Priviți la mine. Să punem mingea. Și încerc de vreare. Și dă-i, și înaitezi, și tragi, și-l povești! Formidabil ce scrâșnesc roțile în filmele astea!
Da. Nu mai dorm noaptea. Nu dorm noaptea. Us, nu dorm. Ne lași? Te văd om deștept cu ochelari. Vino aici. Ia suflă. Da. Ce să... Gata. Vedeți? Așa se obține 11 metri cu sudarea frunții. Bravo! Ai văzut? Suferința te-a umanizat, mă! Așa e! Așa te faci, om! Ăsta e bun de fotbalist! Acest spion! Da, da, uite, n-ai să crezi, dar până la urmă îi prinde. Normal că îi prinde. Da, tot cu piel fichiera? E, uite, pe mine mă enervează lumea asta care nu știe altceva decât să meargă la film. Zău tu? Era cu unul Sergio. Sergio Leone. Cam așa ceva. Da, italiano. Maestre? Execuția. Mai întâi trebuie să știm dacă portarul este stângaci sau normal. Dacă este stângaci, tragi în dreapta lui, adică în stânga ta. Dacă este normal, invers. Dacă este mic, tragi la păianjen. Dacă este înalt, invers. Ce vrea să spune maestrul? Dacă... Dumneavoastră? Dumneavoastră, cu ce ocazie pe la noi? Toarșul meu. Tovarășul Zmeu? Da, Zmeu. Zmeu. Ăștia cu mașini, călcați oamenii! Popa! Sunt Victor, domnule! Dumneata, nu știi să circul pe trotuar? Legal! Ca toată lumea! Uite altul! Ce cu tine, bă? Pe trotuar! Nu te băga în fața mașinii așa! Să trăiți, să trăiți, tovarășul meu! O moștenire a nevestimii! Obligații familiare! Poți să refuzi? Ai și dumneata dreptate! Da. Dar e legal? Ai, nu așa, nu așa! Nici dai peste, este un om! De paie, dar mă rog, este un om! O femeie! Am prezentat concluziile unei ample anchete. Poți să-l dai mai tare? De desfășurare a campionatului de fotbal. Ce ziceți? Propunerea pe care am primit-o de la mai mulți iubitori ai sportului cu balonul rotund. Unul de la federație face propunere. Se pare demnă de luată în studiu. Formidabil, poate au primit scrisorile. De ce 16 echipe și nu 18? Viste, au mușcat, a prins ideea. Să opresc. Gata, gata. Acum la treabă. Hai la bibliotecă. Altceva. Celebru critic de film Leon Temalinescu. Mai trăiește? Abia absolvit Institutul de Cultură Fizică. Obținu negație de la... Dacă nu mai trăia, era altă chestie. Altceva. Noi avem cea mai bună ionizare negativă din regiune. O să trântească un spital și... echipa tot în ce rămâne. Da, da. Ai găsit. Liana Cremene. Campionă olimpică? Da. A participat la un concurs de orientare turistică și și-a rupt piciorul. Întors a făcut. Și l-a pus în gips la noi în spital. Bandaje la stegă. Nu e adevărat. A trecut cu ambulanța prin oraș. A trecut. Bax. E zetă, dar atât pentru dumneavoastră, cât pentru toată organizarea, că de bine, bine, vreau toată echipa, toată orașul meu, mi-a să lăsați. Tot aici. Vedeți? Aceștia sunt adversarii noștri. Pe ei trebuie noi să-i învingem. Pe ei trebuie să-i răpunem cu cât mai multe goluri. Boabe. Cu cât mai multe boabe. În poartă, cât mai profund în plasă, pune loc! Ăsta de aici, dumneavoastră, sunteți? Da, da! Ce e și cu viața omului? Toți ne ducem. Da, da, da. Dar eu mai trăiesc? Da, da, da. Dumneavoastră sunteți cel mai bătrân de aici, din oraș. Da, da. Mai unul, la sus ceva. Zice că e mai bătrân ca mine. Zvonor. Tot profesor. Ei? Tot profesor. Adică predă istoria, geografia? Păi mai trăiește? Dragi, păi eu predau pe meleagurile astea de 50 de ani. Adică de 51
Cu precizie! Foarte bine, foarte bine! Asta de ce trebuie, precizie! Informații precise! Ba nu, lasă! Scurate, scurate! Da, da! Tovarășe profesor! A. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră, de știința dumneavoastră. Și cam ce v-ar interesa? Vrem să știm ce s-a întâmplat în orașul nostru. Acum 150 de ani, da. Mai precis, acum 151 de ani, da. Vornicu, barbă lată, s-a însurat și a construit turnul cu ceas. Da, 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 da. Adică mai precis, a început construcția turnului cu ceas. Da. Și pe urmă? Au căzut unii în apă și a sărit neagul, a sărit neagul. A dat de mâini și i-a salvat. Păi asta e primul concurs de not. Și ce dacă s-au împlinit 150 de ani de la primul concurs de not pe Râul Mare? Cunoști un concurs mai vechi pe meleagurile noastre, tovarășe Sanda? Asta înseamnă că avem tradiție. Unde e Râul Mare? Râul Mare în spatele stadionului. Da? Șanță ăla, groapa aia. Așa-i zice din bătrân Râul Mare. Dumneata nu mai judeca lucrurile după aparență. 150 de ani, o cifră. Este o cifră, tovarășul Sanda. Este o cifră care trebuie sărbătorită. Primul concurs de not. Și pescuit. Și pescuit, care a avut loc în țară, aici la noi. Pricepi? Keystone. Ardem... Niște șprițuri și niște... Niște festivități. În stare să arate ce mișcare sportivă veche și sănătoasă e aici la noi. Și punem problema. Care problema? Cum care problema? De ce alții și nu noi? 18 echipe. Facem serbarea. Invităm pe unul, pe altul și întrebăm și noi așa. E momentul să retrogradezi echipa noastră de fotbal într-un oraș cu asemenea tradiții sportivă? E momentul. Frumos gândit. Mobilizare generală. La motel, ora 17. Totuși, n-ar trebui să-l întrebăm pe tovarășul director dacă a venit. Alo? Alo? Alo, da. Tovarășa Pia? Da. Tovarășul director s-a întors? Ah, mi s-a comunicat de la Institutul Meteorologic că este ceață în Nasoare. Mulțumesc. Mă bucur că vă aud. La revedere. La revedere. Unde e ceața? În Nasoare. Noi am avut toată bunăvoința, dar dacă e ceață, care e numărul de la seră? 666. Haide! Ia să vedem cum ne primește pe terenul lui, responsabilul motelului. Lăsați. Plus admirator al fotbaliștilor noștri, plus membru în conducerea secției de fotbal. Stimați tovarăși, terenul este al statului, dar dacă muncești, ai... Spăftiți. Luați loc, tovarășul Smeu. Luați loc, vă rog. Nu faci nimic. Gata. Eu, stimați tovarăși, muncesc cot la cot cu subalternii. Foarte bine, bine. Dar legal. Totul să fie legal. Vorbă multă, sărăcia omului. Noroc. Să recapitulăm. Aveți dreptate, tovarășul meu. Gicule, adu repede, repede! Eu mâncare, mici fripturi și alte băuturi răcoritoare. Tovarășe Jurubiță... Eu flori, invitații femei, plus om federație. Eu, meniu echipă, club femina, plus maestrul Max care așteaptă indicații, plus psihologie. Eu profesor de geografie. Da. Plus albie râu, plus continuare scrisori anonime. Plus presă, radio, televiziune. De ce? Publicitate legală.
dacă tovarășul curmei pe care l-am exclus din asociație vine cu... știu eu? Exclus. Exclus tovarăș. L-am dat afară legal. Păi sigur că a fost legal. N-am fost cu toții acolo. Adunare legal constituită. Păi nu. Păi, păi da. Nu, nu, nu vă faceți griji. Din punct de vedere artistic răspund eu. Adică răspunderea e... Să vedeți că eu m-am gândit și la un program de brigadă artistică. Frunzulițe foi de brazi, râul mare, ci azi, mai, 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 mai. Nu, mai jos un ton. Mai, mai, mai. Mii de feluri de dans, de stiluri. Uitați, 1, 2, 3, 4, 5 picior, față. Sau, ăsta e tradițional, trebuie să-l știți. Trebuie, 1, 2, 3, 4, 5, așa. 1, 2, 3, 4, 5, așa. Sau altul, pas de doa, pas de troa, pas de oam, pas de dus, dus, pase, pase, ce doriți, absolut ce doriți. Raza Mori se învârtește. Legal, mai ușor, ușor. Mă mai gândesc și la o expoziție de artă plastică. Da, e tot resortul meu, m-am și gândit, de altfel există și cenaclul Tinerile Speranțe, cenaclul de arte plastice. Nu vă faceți griji, aveți toată încrederea, mă ocup. Da, să vă ajute cu apă rece. Aveți nevoie de foarte multă apă rece, tovarășesc meu. Tovarășa speriatul? Tovarășa speriatul? Da, da! Bună ziua! Bună ziua! Știți, noi, din partea asociației sportive, am organizat... aveți o invitație. V-am rugat să... Aici, poate vis-a-vis. Eu m-am mutat de curând. Vă mulțumesc. Bună ziua. Mulțumesc. Dragii mei, să vă fie de bine. Să facem meniul pentru echipa de mâine. Friptură de pasăre. Cotlet de porc. Cotlet de porc. Muș de vită. Alte mâncare de pește. Altă mâncare... Apă minerală! Rece! Și cico! Pentru tovarășa. Da, eu sunt tata lui tovarășa. Mă bucur. Din partea asociației sportive, am dorit să participe la o reuniune... Să-ți care... fie rușine, tinere! Bine că l-ai dat peste ginele meu! Vă rog să primiți. Tovarășe profesor, vă numim șeful colectivului de cercetare. Desigur, voluntar. Voluntar? Adică, fără parale. Da, dar aveți respectul obștii, e ceva. Este. Da, așteptăm de la dumneavoastră informații detailate, precise, informații cât mai precise. Vă mulțumim, tovarășe profesor. Bun, bun. Dacă te mai prind cu flori la nevastă, mă te tund! Bă! Vreau să vă mulțumesc în numele conducerii Clubului Femina pentru amabilitatea pe care ați avut-o răspunzând invitației noastre. Era mai bine fără flori până să priceapă al meu. V-am invitat pentru a vă cere sprijinul. Vrem să fiți aliatele noastre acum când avem de îndeplinit o sarcină grea. Cum să vă spun, o sarcină
foarte, foarte grea. Nu ascund acest lucru. Trebuie să fiți alături de noi. Toate pentru fotbal. Toate femeile pentru fotbal. Are cuvântul coordonatorul clubului Femina și animatorul lui, maestrul Max, care va dezbate împreună cu dumneavoastră tema Femeia și fotbalul. Maestre? Nu intenționez să vă țin o conferință, de altfel programul nostru este foarte complex. Avem și ceva folk, avem și o lecție ținută de un profesor de psihologie. Vom mai râde, vom mai glumi, vom mai da să trecem la subiect. Băieți arată prost. Care băieți? Băieții noștri, bărbații voștri. Păi cum vreți să arate? Până acum avea un singur antrenor și a scos untul din ei. Acum au patru. Trebuie să avem o echipă mare care să ne reprezinte cu adevărat. Trebuie să construim o formație puternică, demnă de numele orașului nostru. Să ne mândrim cu ea, să defilăm cu ea. De altfel ne gândim și la niște mici turnee peste hotare. Și eficiență valutară, dar și... Bine ați face, că ultima dată a fost acum 6 ani la Rusă și de atunci... Da, dar s-au dobândit amintiri frumoase. Da, dar de atunci... O să fie bine, stimate tovarășe. Ne-am gândit chiar că la aceste deplasări să participe și soțiile fotbaliștilor noștri. La unele. Poftim, poftim. La cele cu pașaport colectiv. Dar băieții stau prost cu moralul, cu nervii. Retrogradarea i-a stresat. I-a bulversat, i-a răscolit. Contăm pe sprijinul dumneavoastră, pe tandrețea dumneavoastră, pe gingășia care caracterizează sexul slab. Poftim, poftim? Adică fostul sex slab. Așa, da. Spune. Ocrotiții, feriți de exces. Ajutați-i să-ți păstreze fiecare strop de energie pentru binele echipii noastre de fotbal. Continuare, un scurt program folk, după care veți asculta câteva sfaturi practice de la un cunoscut profesor de psihologie. Vă mulțumesc pentru atenție! Ai sunt brazi! Ai sunt brazi! La noi sunt brazi! Ce e tu? Centrul cercului tritangent. Centru-centru, la tritangent? La apărare sau la înaintare? Nu-i la fotbal, dar la facultate. Gata, terminați! Să trăiți, tovarășe profesor! Tovarășe profesor! Onorat auditoriu, în ultimă instanță e vorba de o capacitare directă, de un dopaj moral, despre care atât Baumstark cât și Fennel Helmer au afirmat că stă în putința familiei. Dar, să vedem acum, practic. Dumneata! Da, dumneata! Ce îi spui soțului când intră în casă? Unde-ai mâncat, dragă? Nu, greșeală fundamentală. Trebuie să-l întâmpin cu vorbele. Știu că ți-e foame și omul va mânca altfel, sigur că da. Mai departe. Oh, dumneata! Îl poți să sufle? Nu, greșeală fatală, greșeală fundamentală. Dacă intri în sistemul lui de motivații, n-ai să-l domini niciodată. Trebuie să-l primești cu vorbele. Ce bine îmi pare că astăzi n-ai băut nimic. Iar dacă i-a fumat? Mai ales. Că n-o să-i aduc acum papucii și paharul cu apă la pat. Ba da. Da. E o gândire inversă. Știu că ți-e foame. Nu mi-e foame, am mâncat în oraș cu băieți. Nu-i adevărat, știu că ți-e foame. Nu ți-am spus că am mâncat? Atunci poate vrei să ne plimbăm cu bicicleta cum ne plimbam noi când ne-am cunoscut.
Am marcat 66 de goluri. Sunt frânt. Nu-i adevărat. Știu că ți-e foame și că vrei să ne plimbăm cu bicicleta. Nu ți-am spus că am mâncat? Bună. Da, unde vrei să pleci? Să-mi iau țigările. Stai, dragule, liniștit, că ți le aduc eu. Unde vrei să pleci? Să-mi iau cibrituri. Stai, dragule, nu mai faci atâtea eforturi. Se poate, ți le aduc eu. De azi înainte, toate le fac eu. Stingi tu și lumina? Nu, fără eforturi, dragule. Păstrează pentru echipă, te rog. Sărmâna. Am fost cu Tipurnea. Îmi pare bine că n-ați băut. Păi dacă am fost cu Tipurnea... Mă bucur că n-ați băut. Dar ce-am făcut? Treaba voastră. Află că am băut și că sunt afumat. Da, nu ești afumat. Nu poți să fii afumat dacă n-ai băut. Adică spiritul ăla care am băut în mine le-am visat? Dacă eu sunt nebun, află că am băut și să-mi bag pulbere. Nu ești, dragă, pulbere, că te cunosc când ești pulbere. Ești treaz, iubitule. Stai. Atunci spune-mi mie cine sunt eu. Iartă-mă, cine? Unde am fost eu? Iubitule, când scoți ochii, dragă, ai fost la club, la bibliotecă sau la cinema? Nu, nu am fost. Ce de cauză la cinema mă duc eu acolo? Tu să știi că eu am uitat să mă duc la întâlnire cu Țipurne. Și l-am așteptat acolo. M-am dus să-i spun că n-am putut să viu. Mă găsești la bibliotecă, la... Rosmarinu. Mă găsești tu. Firul la naibii de psihologie. 5, 6, 7, 8. Ura! Alo! Cu tovarășul Șurubiță, mă rog. Cine? Cine? Alo? Au mușcat! Gata! Tovarășul meu, dar ce plăcere! Au mușcat! Cine? Ce? Trimit om de la federație ca să asiste la festivitățile noastre. A? Ce zici? Pe cai! Acum, ori niciodată! Salut, măinere! Bună ziua! Bună ziua! Bună dimineața, tovarășa Pia! Cafea și... ciocolată pentru protocol. Mulțumesc! Doriți să vă fac o cafea? Ar fi o adevărată plăcere să bem o cafea cu tovarășul director. N-a venit. Unde mai aici? Pe la Madrid. La Madrid? Doriți să vorbiți cu tovarășul director ajunt? Nu, nici într-un caz. Rezolvăm totul post-calcul. Oricum, sunt martură că l-ați căutat. Să rămâne. La revedere. Discreție totală. Au început să iasă vorba. La revedere. Ce-o meu? Dacă aflăm și de acțiunea noastră, sunt în stare să o pună la vot. Altfel se discută cu directorul. Ca de la om la om. Nu mai avem timp.
aplicați scoaterea din producție. Antrenamente intensive, dimineață după masă. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, De ce ai vrea să fii în echipa de fotbal? Să-i ridic eu salariul. Acum? Pasă, băieți! Săr la cap! Hai, bine, băieți! Când intrăm pe stadion, neacul meu! Bine și rândul vostru. Voi sunteți viitorul echipei. Hai, treci. E zetă de altul pentru dumneavoastră, că pentru toată organizarea, că de bine, bine, vreau toată echipa, dar totul a ajuns meu. Măi, măi, e foarte poftiți. Clar, mai frumos. Copicul mai mai poftim și... Foaie verde, foaie de braț, râul mare e și azi. Măi, măi, maestre Max! Aveți dreptate, maestre Max! Poftiți! Cum merge, cum merge, tovarășul meu așteaptă propuneri, așteaptă propuneri. Da, ceea ce ați văzut dumneavoastră e numai în crântei. Avem satire, îl vom îmbogăți cu momente și melodii noi. Pe urmă, expoziție de artă plastică, așa cum a spus tovarășul meu, depinde libertate de creație. Mai e o săptămână! Nicio grijă, fiți atenți! Mâine cenaclul Tinere Speranțe trece la lucru. Subiectul compozițiilor, peisaj pe malul râului. Poftiți, priviți-i, cenaclul Tinere Speranțe. Se află în lanul de floarea soarelui. Peisajul așa sec, mort? În însuflețim noi ceva păsărele acolo, păsărică păsărea, care stai pe o rămurea. Ceva găsim noi, da? Mai departe, un concurs de pescuit staționar. Chemăm pescari din 5 județe. Și pește de unde aducem? Se aranjează. Câteva zeci de kilograme de crab facem rosmar. Stați, am găsit. Schimbăm, completăm concursul de not cu un cross de-a lungul vechei albi. Alergare! Alergare! Mensana incorpore sănătate! Și cine găsește vechea albie? Cine întreabă? Adică? Dumneata! Tovarășe profesor, ați fost ales președintele comisiei. Vă rugăm să luați foarte în serios problema. N-am! Ce? N-am comisie! Păi comisia o formăm noi! Am un prieten foarte bun milițian, vine și el la ora 5, iubitor de fotbal. Ne vedem după amiază. Vă salut! Cine urmează? Dragi. Bună ziua! Fraților, găsim albia! Înțelegeți? Albia râului mare și facem concurs de not! Noi! Not! Da! Ce nu facem noi pentru fotbal? Ce? Înnotăm! 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 Hivi, ura! Hivi, ura! Pentru precisiune, trebuie să vă spun că râul mare și-a schimbat și debitul și albia. Da. Și vreți să-mi spuneți mie că ăsta e râul mare? Așa-i spunea din bătrâni. Asta-i balta lui Calache. Toate trec. E? Toate trec! Ce facem fără apă? E, găsim apă, jurubiță. Te ocup dumneata de asta. E? Apă! Apă, da. Apă, da. Hai! Mulțumesc! Suntem pe drumul cel bun. Pe aici? Pardon. Sola arată bine? Da, da, da. Opa. Da, da. Ah. No, 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 no. Ei, dragi! No, no, no. Suntem pe drumul cel bun. Pe aici? E un reper? Acum 150 de ani, când râul mare era mic,
Șeful, etichete. Așteaptă. Suntem pe drumul cel bun. Pe aici, pardon. 3, 4, 5, adică ce să mai. Ia-le pe toate. Hai, hai, la muncă. Albea râului mare, cota zero. Direct. Stimați confrați, deși vă propun o compoziție cu temă, precizez, cu temă, nu intenționez să știrbesc cu nimic libertatea dumneavoastră de creație. Avem în față, pardon, în spate, râul mare. Vreau să-l văd cum arată acum, dar și însuflețit de fosta lui personalitate. Vreau compoziții vii, impresionante, atrăgătoare, convingătoare, într-un cuvânt frumos. Iată elementul viu. Începeți. Bine, dar apa? Care apă? Apa! E zetă, dar atât pentru dumneavoastră, cât pentru toată organizarea, cât bine, bine, lasă toată echipa, dar totul ajuns meu. Faceți apă. Ce Mercedes mai ai tu? Fiat. Bun, mic și încăpător. Eu m-aș spune câte încap într-un Fiat 600. Al meu e 1500 Lada. Aha, Lada cu zestre. Ai schimbat amortizoarele? La mine mai merg încă cele vechi. Sunt sub 30. Tu? Sub 30? Sub 30 de mii, drag. Sărut mâinile! Sărut mâna! Adunarea! Ce mai faci? Ce drăguț sunt! Haide, mișcă, mișcă! Să vă întrebăm un lucru foarte... Care-i unde sunt? Aici. Ce are în gură? Rața? Un pește. Unde l-a găsit? No. Te rog frumos, colorează-o bine. Vreau să văd că mișcă. Vreau să o văd vie. Vreau să o văd... Nu știu, gândește-te, e vorba de creație. Uitați! Priviți realitatea și arta. Uitați-vă. Ce mai face cățelă, băiețelă? Sănătos, băieți? Da, avem prosecco, avem Pepsi, avem cafeluțe. Toată lumea trebuie să simtă minunat. Noi ce facem? Ne facem veacul aici pe stadion? Ce idee ești la psihologul ăsta? Ce fi vreo pune odată mâna pe el? Și mie mi-a cam încurcat viața. Mai dorește cineva frucola, Pepsi, ceva? Fetelor! Hai, hai! Vreau să auzim. Am o idee. Unde-i lacul? Să văd lacul, tovară, și să-l punctez. Asta vreau să-l punctez. Să vă meargă imaginația. Meter, floarea soarelui asta e obiect de inventar. Mare grijă de ea. Mai concentrează culoarea, maestre. Mai fă ceva. Mai adaugă ceva în inspirație. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua. Ce mai faceți? Ce putem face decât să creiem? Asta am învățat! Asta facem! Alta în viața de toate zilele! Dar de ce ați venit? Sunt bărbații! Păi dacă ești dumneavoastră, eu de unde pot să știu? I-ați scos din producție acasă, nu? Aici, anus! Unde-ți? Psihopatul pe cap! Ne-ai învățat să fim blânde, înțelegătoare, să ne cu pe toată jos pece, studiul, de ce? De ce râde? Păi râd, pentru că eu m-am gândit la coeziunea familiei, la coeziune. Să te rog, să te maestru, are dreptate, maestru, are dreptate, maestru, are dreptate, maestru, îmi pare rău, cred.
credeam că profesorul de psihologie va lămuri. Nu va lămuri. Ai dreptate, maestră! Fuge! Din producție și nu mai dă pe acasă. Și al meu la fel. A, doua parte a teoriei informative. Baum, Stark, prevede. Păi ce prevede? Ce prevede? În prima parte a prevăzut să ne pierdem bărbații și acum ce mai prevede, a? Soția și soțul. Ce să? Să aibă preocupări și pasiuni comune. Poftim, poftim. Comune. Comune, stimate tovarăși. Da, o să ne coste ceva bani toată povestea asta. Ia. Nu-i directorul, nu-i CEO meu. Lasă, domnule, da. Ce? Dacă iese totul bine, nu se întâmplă nimic. Da, și nu de la sindicat, tot dă târcoale. Ce? Am lăsat eu ceață la... Da, întreabă cine plătește. Unul de la Consiliu. Ce s-a întâmplat? Una bună, una rea. Bună pe aia rea. Responsabilul motelului arestat. Și l-am întrebat dacă e legal. Ce fisură. Și? Și nimic. Mergem înainte. După festivitate, meci demonstrativ de fotbal. Adunăm ceva băieți să piardă demn, le dăm acolo și niște prime. Mici. Ce mici? La grătar cu... Și aia bună? Ce? Vind organe de la București! Vă să zic că sunt de acord cu principiul. Victoria, cu orice preț, asta-i deviza. Dar totul să fie legal. Lasă-mă, domnule, cu legalitate, că nu suntem în comerț. Sindicatul cere explicații în scris. Și aia de la Consiliul Popular. Astăzi suntem detectivi. Unii bărbați dispar noaptea de acasă. Unde? Aflăm noi. Topul se află. Să fie drag. Ce faci, omule? N-ai mai udat azi odată? Și-o mai ud, e bine. Un, doi, un, doi, grijă la scară, băieți! Nu vă grămădiți? Un, doi, un, doi, hai, 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 trageți, trageți, trageți! Un, doi, trei, patru, un, doi, trei, patru, sus piciorul, băiete! Sus! Un, doi, un, doi, un, doi, trei, patru, piciorul la piept! Hai, mă, condiție fizică, hai! Agastrit, copii! Un, doi, un, doi, un, doi, un, doi, trei, patru! Conjurați! Lăsați spațiu între voi, lăsați spațiu, nu vă înghesuiți! Unu, 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 un, doi, trei, un, doi, trei, un, doi, trei, patru! Unu, unu, hai, mai cu mâna! Un, doi, un, doi, un, doi, piciorul sus la piept, auzi? Lasă! Un, doi, trei, patru, un, doi, trei, patru, sus, un, doi, un, doi! Dom'le, ce înseamnă să iubești fotbalul? De aici o să înceapă balta. Vezi că o să vină un grup de pescari. Îi bage în aripa stângă. Înțeles? Crainicul. La 13. 412. 412. A venit? N-a venit. A dat telefon că vine cu un prieten cu mașina. A spus să pregătim și gheața. Ce gheață? Pentru... Ce să vrea să tot peștele? Televiziunea. Ăștia se lasă greu. Au un reportaj la cramă, concurs oale și câini, specific județ. Ce zice? Nu să... Presa. La 409. Revista Femeia. Bași flori în cameră. Un tovarăș. Bagă-i un televizor. Thank you.
Sunteți delegatul? Delegat. Am luptat cât am putut și mi-a făcut o delegație. E pentru voi. Sunteți foarte amabili. Vă mulțumim. Acum 150 de ani, pe o vreme ca asta, un concurs de pește... Bâmbăni agricole! Serviți, dacă. Un pachet de Kentai, da? Ei, da. Poftiți-vă, dragă. Nu, vara. Mulțumesc. Dar eu mi-l adăm, profesor, seminții. Ei, dragi. Îți place bâmbănii, intelectualului? Poftiți în față! Poftiți, vă rog! Poftiți! Așa, poftiți. Unde merge, tovarășul? Dânsul de contează. Potele, repede! Stăptă-i! Ciu! Ai! Bine ați venit la noi! Poftim! Vă salut! Uite așa un pește mare a adus tata acasă, l-a făcut mama mâncare și l-a așezat pe masă. Vă urăm succes! Vă rog. A, unde ce peștișori? Vă rog. Poftiți! Pește, pește! Bine ați venit la noi! Vă salutiți! Poftiți. Mulțumesc. Acum 150 de ani... 150? 13. Poftiți. Să rămânețile. Hoppa. Hoppa. Ce-i cu ăsta? Ăsta nu era translator? Ci că a ajuns la federație. Și are voie influență acolo? Măcar ăsta ne cunoaște. Spune că nu știe mare lucru. Cred că se lasă cam greu. Da. Așa spun toți la început. Are ceva slăbiciun, pasiun? Studiu, bibliotecă. Ce? Și mai spunea profesorului de niște fazani. Fazani? Poh! Vânător! Eu nu pot să-ți niciodată nimică. Cela de la Suceava mai trăiește. Onuri. Nu, vă rog, mai avem un cuier acolo. Acum 150 de ani s-a descoperit pe meleagurile astea cel mai mare mamut. Tataie, am venit pentru cu totul alte obiective. Aici. Cam la ora asta vin fazanii. Da. Fazanul! Uite fazanul! Fazanul! Uite-l! Bravo! Ce preciziune! Preciziune! Las-l loc, poate mai vin. Bună armă! Noroc! 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 Fazanul!
fazanul, fazanul! Uite! Ce zice? Operat bine, ha? Precisiune, precisiune! Nu, lasă, lasă, ce dacă sunt trei? N-are importanță, serviță, nu-i nimic, mă rog. Frumoasă lovitura. Fazanu, fazanu! Oh, uitați! Pentru echipă. Să se sprijine singur. De mine cine mă sprijină? Eu nu plătesc nici jumătate. Cine a zis să plătiți? Mi se oprește la chenzină. Hai la Panduru, că nu te-a făcut până la 15 lei. Să meargă usca pe roate. Da, și dacă aterizează tocmai mâine? E ceață, s-a anunțat la radio. Problema e că s-a decalat analiza în COM săptămâna viitoare. Dați-i tare și pe urmă vedem noi. Dacă iese bine, e bine. Da, și dacă iese prost? Stimate ascultătoare și stimate ascultători, bună ziua! Vom urmări împreună un concurs de pescuit staționar. Palpitau! Palpitant, pentru că niciodată nu știi ce e lundiță. Desigur, eu am să vă țin la curent cu fiecare specie. Vă rog, priviți. Cenaclu Tineri Speranțe. Ce vedem noi aici, tovarăși? O ipostază de grup concentric cu statutul lor zămislitor, ordonat la unor geografii picturale. Cine-i dumnealui? Maestru Max. Da, tovarăși. Iată o fabricitate... Vă rog să vă ascultați, egală cu tumultul imperturbabil, plenar și gelos pe autonomia înțelesului ei. Poftiți să vizitați și alte sectoare. Pe aici, vă mulțumim. Stimați ascultători, tot aici se transmite și un concurs pictural organizat de Cenaclul Tinerilor Speranțe. Ceea ce vedeți aici este viu și natural, Clubul Femina. V-am explicat mișcarea în coagulajul preclant a unei situații certe și după dumneavoastră. Nu, 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 pe aici. Avem absolut de toate. Avem lac, avem pește, avem avioane, flotilă, avem cântăreți, luptători, priviți cum luptă. Cântă fetele cu mine. Foi verde, foi de braz, râul mare e și azi. Mai, mai, l-au făcut mai, mai. Hai, la fanfare, la fanfare. Da, vă rog. Maestru Max este foarte ocupat și foarte energic. Este... simpatic grup. Bă, băieți, printre noi e un tovarăș de la sport. Măi, noi mimăm realitatea. O mimăm, ai înțeles? Da. Bine că ai înțeles. Scuzați-mă, rog, că să mai ocupa. Tovarășul meu, nenorocire. Scade apa. Cum scade apa? Păi cum? E vară, eu fi venit sorocul. Tocmai as. Julubiță, ia măsuri. Ce să fac? Ce să fac? Asta e treaba dumitale. Asta e treaba dumitale, treaba dumitale. Vezi de poți să fie rău să... Trebuie să am eu grijă cum de toate. Simpatic grup. Ha ha ha!
știu ce s-a întâmplat, o defecțiune tehnică probabil, dar rog colegii de la studioul tehnic să mai oferi câteva minute de muzică ușoară. Felicitări pentru idee! Poftiți, poate doriți o fripturică, o gustărică, un mititel, un cârnăcior, ceva, orice. Se poate grup femina. Dar nu despre asta este vorba, dacă doriți ceva, dacă orice... 12 mici. Deci o duzină, poftiți. Și fripturi. Și friptură, friptură, lăs-l-o, vă rog. Poftiți. Nu, nu, nu. Ah, ce greșeală era să fac. Aveți fotoliul. Fotoliul. Poftiți. Mersi. Dar luați loc. Sunteți simpatici, dar nu sunt eu. Poate... Eu vă iubesc, dar nu da, sunt eu. Da, aveți dreptate. Am fost translator. Muncă multă, alergătură, conversație, poate gargară, din... engleză, franceză, germană, m-am săturat. Acum mi-a făcut o delegație. E pentru voi. E foarte bine. Eu sunt altul. Nu face nimic. Aveți delegație? Crească sportul! Voriți cele mai mari succese! Mulțumim! Ar fi bine să... să-mi dați delegația. Fii atent, tovarășe! Să vizez delegația. Surel, că nu vin turcii. Da, dar contabilitatea... Avem timp de rechet. Da. Al ONU e rotund. Știu că e rotund, dar... delegația... Arbitru e suveran. Tovarășul meu! Tovarășul meu! Ce? Scade apa din baltă. Cât? 3 centimetri. Și jurubiță ce face? De la pompă. Păi verde, păi de plază, rumare e și azi, măi, măi. Hai, fanfara, hai, fanfara, hai că începem. Auzi, când ajungi la tribună, îi dai și dumneata drumul la discurs. Ar fi timpul să mergem. Începem. Știți, cu discursul, cu râul cel mare, profesorul, cu... Desigur, să începem. Da. Atmanul Bou. Nu acum, lasă, când o începe discursul acolo. Noi cu cine jucăm? Da, noi cu cine jucăm? Păi cu cine jucăm? N-aveți nicio grijă, totul s-a aranjat. Hai, hai la discurs. Dar noi cu cine jucăm? A vândut pocina strădarului stiere. Pusos de tomate? Tu înțelegi ceva? Noi am identificat cu absolută preciziune alta are pește. Debitul. Dar pentru că niciun concurent nu a prins niciun exemplar, dăm legătura. Ce legătură? Păi, ce legătură? Rog, regia tehnică. Regia tehnică, comutăm, m-auzi, mândoiule? Mersi. Până moare, Stimați ascultători, stimați ascultători, ne găsim în fața concurentului cu numărul. Ce număr aveți? Tovarăș, tovarăș, are picul! Vine apa! Evacuați-vă în ordine, tovarăș! Evacuați-vă în ordine, tovarăș! Și miriște!
Ce s-a întâmplat? Păi tu nu vezi. S-a ridicat ceața. Vine directorul. Un ban jumate, minciuna! Un leu, minciuna! E minciuna! Un ban jumate! Ea, frumusina! Un ban jumate! E minciuna! Un ban jumate! Ia la mititelul mare! Concoașa! Un franc jumate, minciuna! Contramintalite, contramintalite, proaspăt înghețată! Un franc jumate! Ia minciuna! Concoașa, minciuna! Frumusica, mititica, un leu, minciuna! Tovarășul profesor, ce mai faci? Dragi, o înghețată, domn profesor? Mă băieți, mă! Ia-mă, veniți încoa. Hai, veniți. E zetă, tot pentru dumneavoastră, că pentru toată organizarea, că de bine, bine, lasă toată echipa, e toată rău de tot. Lasă asta! Am o idee. Iar o idee! Lasă că ai mai avut și la comisia de judecată idei. Gata! Ajunge!